Foarte interesant, având în vedere că nu am renunțat. Întotdeauna galeria am fost acolo și chiar dacă acum am, poate nu am câștigat de data aceasta, nu trebuie să ne demoralizăm. Întotdeauna se spune, hai România, putem, nu există acum că să susținem România numai când câștigăm. Trebuie și când pierdem, că suntem tot noi între noi. Totuși este o performanță pe care am obținut-o până acum. Ce să zic, capul sus și privirea înainte. Ești mândru totuși de performanța noastră până acum? Clar, e o performanță pe care nu o putem uita și nici nu putem trece cu vederea. Clar, este o performanță, dar aia e. Se mai întâmplă, mai câștigăm, mai pierdem, ce să facem? Mi se pare că schimbările puteau fi mai ofensive, sincer, pentru că Ali Bek, care e destul de bătrân pentru vârsta lui, mergea un Florinel Coman, poate, dar mi se pare că așa, per total, am fost destul de obosiți și destul de speriați tot meciul. Am început bine, dar la fel ca și în meciul cu Belgia, după primul gol ne-am speriat, n-am mai jucat nimic, am jucat doar ca să ne mai luăm încă un gol. Dacă ar fi jucat ca înainte să se dea primul gol tot meciul, am fi câștigat. Oricum, bravo băieții, Radu Drăgușin, ești eroul nostru, sincer, și Niță, te pup. What do you think about the Romanian team in this game? I guess they started very well. I guess they started too much energetic. They lost a lot of energy, and after 20 minutes, they lost all the energy, they were tired. In second half, I thought at the beginning, they were again with energy, but they spoiled it all at the first 15 minutes. We are already since 2015 in Sibiu, and we like it very much here. It's a splendid town, splendid people, and sorry for Romania that they lost, but the people of Romania is super. People here were very nice, they congratulated us, so it's not like we need to be scared to support our team here. I think the Romanian team had a really, really good defense. It was really tough to pass that, but okay, we did it. But I really like the atmosphere and how the people are. We won, but it was, I think it was sort of close.